Luni dimineață au început acțiunile în zona Dacia pe alea Iasomiei. Aici, în zona Dacia, încă din prima zi a săptămânii, muncitorii au venit să amenajeze noi locuri de parcare. Pe alea Iasomiei, aceștia amenajează noi spații destinate automobilelor. Lipsa locurilor de parcare le-a dat mari bătăi de cap celor care locuiesc în zonă. Șoferii susțin că de cele mai multe ori pierdeau chiar și o oră în căutarea unui loc unde să-și parcheze mașina. Amenajarea celor două spații era necesară, spun constanțenii. Nu era bine aranjat, să păi certau oamenii pe aici. Numai. De când era nevoie? Asta trebuia la început, dar... Dar acum e bine. Păi, când e frumos, cui nu-i place, cui nu-i bine. E ceva frumos, bun. E bine, nu? E bine. Astfel de lucrări se desfășoară în mai multe zone ale orașului. De exemplu, pe strada Ighe Duca, carosabilul pe tronsonul delimitat de străzile Țepeș Vodă și Gheorghe Murea va fi reabilitat. Iar în cartierele Palazul Mare și Baba Novac se asfaltează de la 04 străzi. Strada Pudna, Tache Ionescu, Teodor Paladi și Alea Morilor.